Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ruxanda Glavan, a declarat că până în anul 2016, indemnizația unică la nașterea unui copil să fie mai mare decât în anul 2015. Datele care ne-au fost furnizate de către Biroul Național Statistic pentru anul 2014 arată că, de fapt, cheltuielile reale ale unei familii la nașterea unui copil minime constituie 4.800 de lei, iar pentru anul 2015 au fost prognozate la valoare de 5.500 de lei. De aceea, noi ne grăbim să avizăm această lege în guvern, să o transmitem Parlamentului pe parcursul lunii mai, ca până în toamnă să fie dezbătută, examinată, aprobată, ca cel târziu, de la începutul anului 2016, să existe cadrul legal. Totodată, dacă până în prezent indemnizația de îngrijire a copilului era de două tipuri, pentru femeile care au muncit și au fost asigurate de stat și pentru cele care nu au avut un loc de muncă înainte de naștere, Ministerul Muncii preconizează să unifice aceste indemnizații. Că trebuie să modificăm acest cadru legislativ și să unificăm modul de calcul al acestei indemnizații pentru toți copiii, indiferent de statutul ocupațional al mamei. Pentru că copilul nu este vinovat dacă mama lui a muncit sau nu a muncit înainte de a naște. O altă prioritate a Ministerului este revizuirea vârstei de la care sunt încadrați copiii în grădinițe, dar și reglementarea statutului bonelor care ar putea activa în bază de patentă. În aceeași ordine de idei, Ruxanda Glavan a declarat că este nevoie de majorarea cuantumului minim garantat al salariilor până la 1.900 de lei, de la 1.650 de lei cât este acum. Acest lucru va conduce la majorarea salariului mediu pe țară până la 4.500 de lei față de aproximativ 4.200 calculat în prezent. Totodată, Ministerul optează pentru instituirea unei pensii de bază în valoare de 180 de lei pentru toți beneficiarii și plafonarea pensiilor până la valoarea egală cu 5 salarii medii pe economie.